Biletul și pontul zilei la pariuri sportive sunt pregătite azi la agenția Superbet, așadar avem partide interesante din Superliga, Serie și Liga 1 poloneză extra clasa. Vorbim practic despre Craiova, Voluntar, Cremoneze, Empoli și Zaglebie Lubin cu Gornic. Dăm drumul la analiză, așa cum v-am obișnuit, vin cu argumente, sper eu să și, să vină și al treilea bilet câștigător consecutiv, dar vă recomand grijă mare la miză. Pariați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea, pentru că ăsta e scumpul principal, să avem grijă la miză și la buget, da? Dăm drumul la Universitatea Craiova Voluntari, un meci interesant în play-out, acolo unde Craiova întâlnește voluntari. Craiova primește în medie 1.94 cartonașe galbene pe meci în acest sezon, în timp ce adversarii săi direct părăsesc terenul cu 2.24 avertizmente galbene. De partea cealaltă, Fece voluntari încasează 2.21 cartonașe galbene la fiecare 90 de minute, iar echipele care o întâlnesc părăsesc terenul cu o medie de 2.24 cartonașe Galbene pe meci. Am ales acest uh, duel pentru că la centru terenului va fi arbitru Horia Mladinovici. Știți cu toții părerea mea despre el, v-am explicat-o și în alte analize. Țin să menționez din nou: Horia Mladinovici este un arbitru care lasă jocul deschis și acordă foarte rar cartonașul galben, ba din contră, preferă să arate un roșu decât uh, galben. Bun, în 12 meciuri arbitrate până acum în Superliga a scos din buzunar doar 33 de galbene și 6 cartonașe roșii. Mai precis are o medie de 2,83 cartonașe galbene per joc și 0,50 roșii, adică un roșu la două etape. Deține cea mai mică medie de galbene acordată în campionat. 2,83. Deci, mizăm aici pe sub 5,5 cartonașe galbene. Atenție la da? cartonașe galbene, pentru că el poate oferi și roșu direct, și atunci noi avem sub 5,5 cartonașe galbene, cotă 1,36. Dăm drumul la duelul din serie A, acolo unde Cremoneze întâlnește echipa lui Răzvan Marin și anume știți cu toți Empoli. Bun, aici avem un uh, alt doilea interesant pe care îl recomand și ca pontul zilei, va fi o cotă de 1.95, Empoli locul 15 la 10 puncte peste uh, primul loc retrogradabil cu 9 etape înainte de final. Practic stă într-o zonă foarte liniștită, de partea cealaltă Cremonese ocupă locul 19 la 10 puncte în spatele primei echipe care evită retrogradarea. Practic, are nevoie neapărat de, de puncte. Așadar, în, în acest match, Cremoneze are nevoie de puncte, va trebui să atace. Și vă dau niște cifre, Cremoneze face 12,9 faulturi pe meci în timp ce Empoli 11,7. Dar, așa cum ați văzut și în meciul cu Milan, Empoli reușește să stea extrem de bine în teren fără să faulteze, mai ales când joacă contraatac și probabil va face un meci de așteptare împotriva lui Cremoneze plecând pe contraatac pentru a specula eventualele greșeli și, bineînțeles, a plecat cu cele 3 puncte. În ultimele 5 întâlniri directe dintre cele două, formații. Cremoneze a fost de fiecare dată și echipa cu mai multe cartonașe și echipa cu mai multe faulturi comise. De aceea cred, v-am spus, pe contraatac și plus că au o experiență mult mai mare, jucătorii lui Empoli va, va face în așa fel încât să fie faultată mai des. Deci, practic, Cremoneze faultează de mai multe ori cotă 1.95, îl recomand și ca pontul zilei. Și mergem în Polonia, acolo unde Zaglebie Lubi întâlnește pe Gornic. Duel în 5 pentru evitarea retrogradării cu 7 etape înainte de final. Zaglebie, locul 15 cu 31 de puncte, este prima formație de deasupra liniei roșii care retrogradează. De partea cealaltă, Gornic se află pe poziția 16, poziție retrogradabilă și la doar două puncte în spatele adversarei de azi practic între locul 9 și locul 16 există diferență de doar 6 puncte va fi un duel ex, excelent aici pe, pe final foarte foarte agresiv între aceste formații, deci vom avea un duel aprig la fiecare minge Zagreb-Ierubim primește 1,59 galbene iar cei care o întâlnesc adversarii încasează 1,67 cartonașe galbene pe joc Gornic, la fiecare 90 de minute în acest sezon a încasat 2,81 cartonașe galbene, fiind a doua la a încasat, da? iar adversarii săi direct părăsesc terenul cu o medie destul de mare, 2,56. Dacă cumulăm cele două medii, vedem că se duce ușor peste 3,5 cartonașe, iar arbitru de centru va fi Cristof Jacubic, cel care detine o medie de 4,69 cartonașe galbene acordate pe etapă și 0,38 roșii la fiecare 90 de minute scurse. Așa că în aceste condiții aștept minim 4 cartonașe la un duel în 5 pentru evitarea retrogradării. Aștept nervi, faulturi și bineînțeles proteste. Codul biletului alat așa, 3,44 cotă finală, grijă mare la miză și nu uitați, pareați responsabil, pareați cu cap. Cei care a stat până la final, vedeți că în clipul din stânga, dreptunghiul din stânga, aveți încă două bilete, cotă 50 și cotă 1000+. Eu am fost Nicolae Vasile, mă înclin.